Bine ai venit la un nou episod de Vorbă cu Antreprenorii. Ține aproape pentru că urmează un invitat extraordinar. Suntem din nou aici la BizClub Iași. Suntem după un eveniment de networking foarte reușit, evenimentul Devos, și l-am alături de mine pe unul dintre colegii mei de la BizClub Iași, unul dintre organizatorii acestui eveniment, cel care a avut grijă de partea de marketing online, pe Bogdan Trandafir. Bogdan, bine ai venit! Bine te-am găsit, Călin! Bogdane, știm că a promova un eveniment nu este un lucru uneori ușor. Și e nevoie de niște abilități. Care sunt abilitățile de care ai avut tu nevoie ca antreprenor pentru a reuși să faci, să aduci atât de multă lume aici la un eveniment de business networking? E nevoie de foarte multe abilități, dar în special de a cunoaște foarte bine segmentul de clienți, segmentul de business căruia te adresezi. Dacă nu știi cui te adresezi, nici campaniile online nu pot fi suficient de bine făcute ca să aibă și rezultate. Și atunci cunoașterea segmentului de business către care te adresezi e foarte importantă. Și aici BizClub ajută foarte mult, pentru că prin BizClub am cunoscut foarte, foarte mulți antreprenori din Iași și atunci știu exact cam ce gândesc, cum gândesc, și mi-a fost de ajutor lucrul ăsta. Ai reușit să identifici în calitate de antreprenor portretul robot al antreprenorului român potrivit pentru networking. Care este portretul robot al antreprenorului român potrivit pentru dezvoltarea antreprenoriatului în Iași? Cred că suntem aproape de el, nu cred că e conturat 100%, dar cred că în principal sunt oameni tineri, și când spun tineri nu mă refer neapărat la vârstă, ci la un fel de a gândi, pentru că în BizClub Iași cel puțin avem persoane pe toate categoriile de vârstă, deci vârsta ca și număr nu contează, ci felul în care gândești. Cred că ăsta e cel mai important lucru. Un al doilea lucru important sunt persoane care vor să comunice, care vor să împărtășească din experiența lor, dacă au mai multă, sau care vor să învețe de la cei care au experiență. Și nu în ultimul rând, persoane care apreciază întâlnirile astea săptămânale, prin care îți creezi o anumită disciplină, înveți să te prezinți. Se spune că de multe ori pentru a ajunge la obiectiv e nevoie să-ți creezi un obicei. Exact. Și obiceiul ăsta este foarte, foarte bun. Mie cel puțin mi-a prins foarte bine venirea în BizClub. Nu e neapărat o legătură directă, să spunem, între creșterea numărului de clienți și venirea în BizClub, dar cu siguranță există o legătură, pentru că din momentul în care am ajuns în BizClub, acum aproximativ un an, din momentul acela au început să vină și clienți mult mai bine decât altă dată. Și în mod sigur și BizClub are aici vina lui. Până la urmă, cred că a fi în contexte care să te ajute să crești este unul dintre lucrurile care accelerează și ajută business-ul tău să crească. Se spune că nivelul unui business este limitat de nivelul antreprenorului. Și odată ce tu, ca antreprenor, găsești contexte, cum e BizClub-ul, găsești contexte de creștere, cu siguranță va crește și business-ul tău, dacă ești atent, bineînțeles, și ai claritatea necesară asupra lui. Cred că ăsta este un alt numitor comun, faptul că toți cei care vin în BizClub practic caută următorul nivel, să spunem, fie el de leadership, de antreprenoriat și așa mai departe, sunt care poate au ajuns la un nivel suficient de sus, dar care vor să adauge ceva, și acel ceva e sharing-ul de informații. Deci și simplu fapt că împărtășești din experiența ta celorlalți mai tineri ca tine și care nu au aceeași ani în spate, te face să crești, să ajungi pe o treaptă mai sus. Deci BizClub e excelent pentru asta. Sunt sigur că cei care ne urmăresc au curiozitate. Și curiozitatea e și curiozitatea mea, trebuie să ți-o spun. Curiozitatea mea, de unde sâmburele ăla de antreprenor în tine? De unde a apărut? De unde sâmburța aia? Ți-am urmărit interviurile de până acum și știam că va veni întrebarea asta. Deci sunt cumva pregătit. Și chiar mă gândeam când a fost prima inițiativă antreprenorială și mi-am dat seama că a fost undeva prin facultate, înainte de un 1 8 martie, când am vândut ursuleț de pluș prin cămilele de băieți ca să poată să meargă cu cadouri la... Cred că aia a fost. Și erau doar o revânzare sau i-a și creat? Nu, erau doar o revânzare. Deci era o revânzare. După care am alternat practic în cei aproape 20 de ani de când am părăsit facultatea. De când ai părăsit ursuleții. Ursuleții.
Am alternat mereu antreprenoriatul cu joburi fie la stat, fie în firme deci, private. Deci ai fost acel angajat cu veleități antreprenoriale. Da, deci am intrat așa foarte pe scurt. Întâi am fost contabil, că asta a terminat contabilitatea. O lună a durat, nu mi-a plăcut deloc. Mai cunosc. După care am fost angajat într-o firmă națională de distribuție, după aia în bancă. Din bancă am avut deci prima... experiență pe customer care, experiență pe vânzări, experiență de, hai să spunem, un pic de contabilitate care e relevantă. Exact. După aia am părăsit banca și am avut o afacere de distribuție de bunuri de larg consum și alimente. Distribuție? Da. După aia am ajuns într-o regie autonomă de distribuție de apă, unde am făcut IT vreo 7 ani de zile. Aha, deci ai în spate și partea de Da, acolo IT? Practic am învățat analiză de business. Analiză și strategie. Și de business. După care am ajuns într-o firmă de IT privată, cu capital 100% românesc, unde am avansat de la simplu consultant la director operațional în vreo 3 ani de zile. Am ajuns și prin administrația publică centrală vreun an jumătate. Dar asta e bine, pentru că, uite, ce ai făcut, ai reușit să te poziționezi în diferite contexte exact. Și fiecare dintre contextele astea te-au ajutat să crești. Da. Cum ai ajuns la... Vrei mai mulți clienți? La un moment dat am zis că e timpul, am acumulat cam prin toate domeniile experiență și mi-am deschis o firmă de consultanță la început, era o consultanță de business și mi-am dat seama că am nevoie de clienți și atunci am început să studiez foarte, foarte adânc și foarte serios problematica atragerii clienților. Și în ședințele de consultanță pe care le aveam cu clienții, mi-au zis, păi, dar tu ar trebui să faci consultanță de marketing, nu de business, de organizare și ce mai făceam eu, resurse umane. Vreau să spun un secret, așa am ajuns eu de la public speaker să fiu un foarte bun networker, după ce am primit feedback. Bă, tu ești bun pe public speaking, dar pe networking ești nativ. Și atunci mi-am dat seama că, practic, mă adresam, aveam o piață prea mare pentru mine și că nișarea este foarte bună. Am ales marketing online. Și am rămas pe de aproximativ 2 ani, sunt doar pe marketing online și doar asta fac și voi face în continuare, că e viitorul marketingului. Avem mulți oameni care au business-uri, mulți antreprenori care sunt la început de drum, unii dintre ei deja au crescut în cariera lor antreprenorială. Care ar fi 3 lucruri super, super importante pe care ar trebui să le știe despre marketing online? Că marketingul online funcționează doar dacă lor le este foarte clar care e valoarea pe care o aduc clienților lor. Dacă nu știu clienții, dacă nu știu ce valoare aduc pentru clienții lor, marketingul online nu îi poate ajuta. Marketingul online funcționează în momentul în care știu absolut tot despre clientul meu, pentru că în momentul acela pot să fac deci, campanii. Deci cu cât știu mai multe despre clientul meu, cu atât marketing online va avea mai mare relevanță pentru mine și mă va ajuta în business. Categoric. Un al doilea lucru ar fi să fii perseverent. Marketingul online și marketingul în general nu cred că dau rezultate imediat. Suntem norocoși dacă se întâmplă asta. Chiar am avut un client care acum vreo 2 luni a investit o sumă modică, a investit într-o campanie online, a văzut că nu i-a venit decât foarte puțin client și a zis, băi, nu funcționează. Așa, cam asta e tendința la toți antreprenorii. Eu am clienți care investesc, de exemplu, în Google AdWords de aproximativ 7 ani și e principalul lor canal pentru atragere de clienți. Pentru unul din business-urile mele. Exact. Nu știu câți dintre cei care ne urmăresc știu că fac parte dintr-un business la care mai întâi am fost IT-ist, după aia marketer și așa mai departe. E un business care l-am pornit la un moment dat ca o dorință de a ajuta pe viitorii tătici să crească, se numește cursdepuericultura.ro și ce am făcut acolo, am investit timpul meu de IT-ist și am creat o platformă care ajută pe viitorii tătici să se educe pe partea de creștere, schimbat de scutece și așa mai departe. Și acolo ce am făcut, am investit atât în AdWords cât și în Facebook și am investit un tip în care am putut să trag niște decizii și astăzi, da, investim foarte, foarte mult în AdWords. Exact, deci trebuie să fii consecvent pe și partea e asta. E tot așa, de vreo 7 ani. Exact, să investim permanent, constant. Și 3, foarte important și e legat de primul, să adunăm date și să le interpretăm și să corectăm ceea ce nu merge. Asta este esențial. Degeaba fac marketing, fac foarte mulți bani dacă nu mă uit la rezultate. În permanență trebuie să mă uit la rezultate, să văd care campanii au mers mai bine, care au mers mai prost, să renunț la alea proaste, să le îmbunătățesc. Vreau să-ți mărturisesc că mulți, mulți dintre antreprenorii și cu care am stat de vorbă și cu oamenii care fac pe partea de marketing au impresia că odată ce au pus reclama sus și au făcut bannerul publicitar, gata, treaba lor s-a terminat și bugetul. Google, de exemplu, are nevoie de până la 3 săptămâni doar ca să înțeleagă reclama. Deci undeva abia după o lună
reclama noastră începe să apară, să apară și să Google să o înțeleagă. Deci dacă fac o campanie în care investesc doar o lună, vor fi bani aruncați mai mult ca sigur pe fereastră și atunci deci frustrarea că nu aduce. O campanie ar trebui să fie măcar 6 luni. După primele 3 să încep să analizez rezultatele și să corectez. Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le face un antreprenor care accesează partea asta de marketing online? Sunt multe, dar m-aș opri doar la una. Folosește foarte mult cuvântul eu sau noi în loc de clientul nostru, tu, eu. Da. Mulți clienți. Da, deci noi suntem cei mai buni, noi avem cele mai bune servicii, noi facem aia, avem produsele astea, clientul nu e prezent nicăieri în comunicarea lor. Și clienții nu mai sunt atenți la așa ceva. Pe ei interesează ca ei să fie eroi poveștii noastre. Deci dacă businessul nostru e o poveste, clientul este erou din povestea noastră și nu noi. Noi suntem ghidul care îl ajutăm să-și rezolvă problema pe care o are și să ajungă la succesul pe care și-l dorește. Astăzi te-am văzut aici pe scenă și ai vorbit foarte mult despre povești. Despre povești, exact cum spuneai tu mai devreme. Spune-mi, care e relevanța în marketingul zilelor noastre? Relevanța poveștilor și cum ar trebui să arate o poveste într-o afacere. Pentru că am văzut și oameni în sală care în momentul în care au spus cuvântul poveste au strâmbat oarecum așa din ochi și cred că se gândeau la povestea lui Harapalp și alte tipuri de povești. Deci care e relevanța poveștilor? Povestea s-a dovedit a fi, eu cred, cel mai eficient instrument, dacă nu printre cele mai eficiente, de promovare, pentru că creierul nostru este setat să fii atent la povești, ne plac poveștile, ne gândim, filmele sunt povești, cărțile sunt povești și creierul nostru iubește poveștile. Și atunci dacă noi reușim să ne transmitem mesajul pe care îl avem către clienții noștri sub forma unei povești, ba mai mult a unei povești în care el este eroul, tuturor ne place să fim eroul dintr-un film, dintr-o poveste, vrem să fim Indiana Jones, de exemplu, da? Și atunci dacă el este eroul, da, descoperă că are o problemă și există un Yoda, pentru Luke Skywalker, da? Dacă noi suntem Yoda și le ajutăm să treacă de problemele pe care le are și să ajungă la un final fericit, atunci clientul va fi atent. Pentru că va zice, da, e vorba despre mine, da, sunt problemele mele, da, pot să ajung acolo, am și un ghid, mi-a dat și un plan, tot ce am de făcut este să derulez povestea asta și eu să fiu o erou de la capătul ei. Cum vezi tu viitorul networkingului de această dată, networkingului, business networkingului combinat cu tehnologia care tot avansează? Este, cred, esențial să facem networking cu atât mai mult cu cât tehnologia avansează. Excluzând discuțiile pe care le avem astăzi despre protecția datelor cu caracter personal, știm că vine peste noi, de fapt nu vine, a venit de un an jumătate, dar acum conștientizăm cu protecția datelor cu caracter personal, marketingul online va fi puțin mai dificil decât a fost până astăzi și atunci cred că networking-ul are un rol esențial. Personal, chiar dacă am clienți pe care am atras prin intermediul marketingului online, closing-ul s-a făcut întotdeauna face-to-face. Unul la unul. Și cei mai buni clienți i-am din recomandări și nu veniți din online, ci de la persoane cu care am lucrat, cu care am interacționat și care m-au recomandat. Deci networking-ul este în continuare vital, spun eu. Online nu are rolul de a ne face cunoscuți, da? Lumea să știe că existăm, că putem îndeplini anumite task-uri pentru ei, dar recomandările venite de la persoane care ne cunosc, cu care am lucrat, sunt foarte importante. Și atunci networking-ul exact asta face, ne pune în contexte în care putem să oferim recomandări sau putem să primim recomandări. Am o întrebare și cu biață. De multe ori, mai ales când primesc atât de multe răspunsuri mișto, îmi vin întrebări de astea care au tendința de a încerca să-l pună pe interlocutorul meu în dificultate. Și întrebarea sună în felul următor. Ce n-ai vrea să știe oamenii despre marketing? Marketingul online, cel puțin, intră un pic în intimitatea noastră, să spunem. De ce? Nu neapărat că extrage date cu caracter personal, dar platformele pe care le folosim știu aproape totul despre noi. Și aici ne referim doar la Facebook și la Google, de exemplu, care sunt suficiente. Cred că împreună știu absolut totul despre noi.
Și atunci, pe de-o parte, ca și proprietari de afaceri, ne place lucrul ăsta, pentru că putem ajunge la clienții noștri foarte, foarte targetat, dar pe de altă parte, ca persoane fizice, care vrem să avem intimitate, lucrul ăsta nu prea e ok. Faptul că două entități, și nu-s doar două, probabil că sunt zeci, sute, știu absolut totul despre noi, ce mâncăm, unde mergem, unde ne parcăm mașina, la ce filme ne uităm și așa mai departe, e un pic scary. Deci asta e partea ascunsă a marketingului, pentru că practic pe profilele astea noi construim campaniile de marketing online. Dacă, de exemplu, nu știu, cineva urmărește nu știu, House of Cards de pe Netflix, da? Atunci înseamnă că e o persoană interesată de chestii politice, de intrigi și așa mai departe, deci pot să fac o campanie pentru persoanele respective în care să targetez fix partea interesant, asta de... Interesant. Da, deci pentru mine ca și marketing, marketer e foarte ok. De altă parte, mi ajunge la datele intime. Exact. Ok. Îți mulțumesc tare, tare mult pentru ce ai împărtășit cu noi în acest reportaj, în acest interviu. Pentru final, aș vrea să te gândești la un gând, un gând de final pe care ai vrea să-l transmiți și să-i privești pe cei care ne urmăresc în ochi, cu un gând de final. Gândul de final ar fi să nu vă speriați de marketingul online. Ajută foarte mult în condițiile în care vă știți business-ul foarte bine și vreți să oferiți servicii de calitate sau servicii sau produse de calitate clienților dumneavoastră. Este extrem de important astăzi, pentru că marketingul offline, să-i spunem, deja nu mai funcționează foarte bine și atunci cam asta este maniera în care vom face marketing în viitor și dacă este făcut corect și cu onestitate, rezultatele vor apărea. A fost pentru noi Bogdan, de aici, de la Iași, te mai așteptăm cu mare, mare drag. Mi-a făcut plăcere. Dacă ți-a plăcut acest video, dă-i share și abonează-te la canalul nostru de YouTube. Totodată te invit atât în comunitatea noastră de pe Facebook, cât și pe site-ul nostru www.devorbacuantreprenorii.ro.